În conferința de presă de astăzi, președintele Consiliului Județean, Dumitru Beanu, a declarat că va solicita prefectului o serie de argumente cu privire la atacarea în contencios administrativ a bugetului propriu al instituției pe care o conduce. Vom cere domnului prefect, instituției prefectului, să ne dea dovezi că toate bugetele din acest județ au fost evaluate, apreciate și acceptate după aceleași reguli. Pentru că niciuna dintre legile care stabilesc această procedură nu distinge între Consiliul Județean și Consiliile Locale. Îl voi ruga de asemenea pe domnul prefect să ne explice de ce, după aceeași procedură aproape identică, a fost lăsat să se deruleze bugetele aprobate de Consiliul Județean în anii 2009, 2010, 2011 și în situația în care n-a apărut între timp niciun act normativ nou care să schimbe această procedură, deja pentru bugetul pe acest an avem o sumedenie de argumente adunate în această acțiune, cum spuneam, care mai de care mai greu de înțeles. Pe de altă parte, faptul că demersul instituției prefectului de a bloca bugetul este unul de natură politică o arată și lipsa de interes a instituției menționate în legătură cu bugetul Consiliului Județean. Timp de 30 de zile de la publicarea proiectului de hotărâre, a mai spus Dumitru Beanu. Publicarea obligatorie a acestui proiect de hotărâre, timp de 30 de zile, conform legii 52 a transparenței, le dădea posibilitatea dumnealor, da, să ne spună în acest interval, domnule, vedeți că la paragraful ăsta noi avem altă interpretare. Noi credem că ar trebui să procedați așa. Faceți modificări ca să nu ajungem să lăsăm oameni fără salarii. N-au zis nimic o lună de zile. Mai mult decât atât, instituția prefectului avea la dispoziție procedura prealabilă să ne impună în termen de modificați hotărârea pe care ați luat-o în felul următor, altfel o atacăm. Nu, au atacat-o fix în aceea zi.